În viață se spune că ai trei iubiri. Prima iubire, relația ideală, în care simți că nimic rău nu se poate întâmpla. Ei bine, am avut parte de o astfel de relație timp de 2 ani cu o doamnă respectabilă, finuță, la locul ei, până când m-am plictisit de ea și am vrut să o schimb. Simțeam că nu este a mea. Așadar, cu timpul, am decis să-i schimb nuanța părului, privirea, dar și vocea. A doua iubire, o relație cu adevărat complicată. Ei bine, am avut parte de o astfel de relație timp de 6 luni cu cineva care m-a ajutat să nu duc lipsa fostei mele. Cineva care avea două fețe, nu suporta legumele, însă alimentele lui preferate s-au dovedit a fi salata Caesar și broccoliul. Iar a treia dragoste, relația pe care nu credeai că o vei începe. Ei bine, după un video de-al fostei mele, am cunoscut pe cineva, și anume o doamnă, doamna Mihaela. Iar astăzi o să ieșim la dates și o să vedem pe bune dacă ne potrivim, cum zice toată lumea, și nu o să fie un date normal, pentru că nici eu nu sunt un om normal. O să fie un date pe 3 nivele. Primul nivel o să fie sărăcia, tată. Să văd dacă mă ia pentru naturalețe, simplitate și dacă mă iubește pentru sufletul meu, tată, nu pentru ce am la mine. Al doilea nivel o să fie influencerul. O să fie un influencer, să vedem dacă îi place atenția, dacă îi place cloutul și dacă îi place expunerea asta, tată, să fie în centru atenției, să ia totul pe barter, cum sunt influencerii. Al treilea nivel o să fie, tată, un milionar. Să vedem dacă îi place luxul, extravaganța și banii, tată. Banii, sufletul îl lași deoparte. Iar primul nivel o să fie un psihopat a scăpat de la penitenciarul Cosmopolis, unde a fost reținut pentru că uleia fiecare om care nu dă subscribe cu ulei de bebeluș. Dă subscribe acum ca să nu fii prins și uleia de nebun. Sărăcia. O să vedem dacă chiar o să mă iubească pentru ceea ce sunt eu, dar din păcate un om care nu prea are bani și este modest nu o să fie îmbrăcat așa și nu prea o să fie îngrijit. Așa că trebuie să ne schimbăm, tată. Așa mă, tată, acum că ne-am costumat. Bineînțeles că nu o să fie atât de simplu pentru ea. O să vă întrebați de ce. Ea o să aibă 3 challenge-uri per fiecare caracter. Adică la partea cu sărăcia o să avem 3 personaje. Și anume, vom avea un băiat care va veni la mine să mă bate și să se ia de mine. Îl avem aici pe Andreea. Probabil știți, dar ea nu știe. Stai, mă. Bă, deci dacă mai te atingi de ea, îți rup dinții antine, ai înțeles? Da. Ați înțeles ideea, el o să vină să se ia de mine. O să mă întrebe dacă putem să facem poză. O să refuși, o să fie agresiv. Chiar vreau să vedem cum o să reacționeze. Al doilea personaj va fi Loverboy. El va veni și se va da la ea. Rău, dar trebuie să te uiți, e rău de tot să... Da, sigur am zis. Să vrea... Cum adică? Vom avea Loverboy, el se va da la ea. Rău de tot, da? Da. Vreau să o agațe, să mă lase fără ea, efectiv să aibă cel mai bun riz, să vedem cum reacționează. Normal ar trebui să-l refuze, nu? Corect. Iar al treilea personaj va fi un cerșetor. N-am dată că ți-aș da. Dacă o să-ți dea ea, va fi bine. Apropo, eu pe parcursul acestui personaj nu voi avea un leu la mine și o voi face pe ea să plătească tot. Dacă vreau să mănânc ceva, zic, plătește tu. Să vedem cum reacționează, nu? Pentru că aici trebuie să se uite la sufletul meu, nu la bani. Ei vor fi plantați random în parc, chiar nici eu nu o să știu unde sunteți. Trebuie să mergeți prin parc. Vor avea și perspectiva lor. Când mă vedeți, să fie, nu știu, interval ceva de genul 10 minute, 15 trebuie ca să nu dea de bănuit. Da, vă sunați, nu e nicio problemă. Lasă telefonul. I-a dat mesaj acum că a ajuns. Deci voi ar trebui să plecați deja. Vreau să ajung acasă. Da, vreau să ajung acasă. Perfect. Asta va fi pancarul ăsta. Deci eu o să trebuie să mă plimb în tot parcul. Tu trebuie să stai la tiribombe, 100%. Și mă piși pe mine dacă vine cineva să dea bani. Ei o să se ducă acum, o să se plantează în parc. Și noi trebuie să așteptăm pe doamna Mihaela. Ei bine, și ați fi zis că ar fi foarte ușor pentru ea. N-are multe challenge-uri, dar eu voi avea în tot acest timp un carnețel unde voi nota fiecare red flag pe care îl consideră ea. De exemplu, s-a uitat la altul. Mi se pare red flag. X. Ei bine, la 5 red flag-uri adunate se va opri date-ul și voi spune că n-a făcut față la sărăcie. Acum o să mergem să ne plantăm undeva, îi dăm locația și ar trebui să înceapă date. Ea nu știe absolut nimic, vă jur, de-aia am și emoțiile astea. Vreau să văd cum iese. Nu uitați să dați un like, vă iubesc. Hai să mergem. E bine, mă, băieți, și ar trebui să înceapă date-ul, ar trebui să vină. I-am spus unde sunt. Am ales și banca de așa natură încât să nu mai aveți ce să comentați de mine. Da, mai comentați ceva de mine. Mă văd cu o fată. Mamă, dar sper să nu vadă Gabi asta, gogule. Mă piși pe mine, uite cum e îmbrăcată și cum sunt eu. Criminal! Te-ai pus bad boy? Bad boy, da. Ai primit Cosmalicul tu sau altul? Da, l-am primit. Ai citit ce scrie acolo? Da, logic. Ai dat subscribe? Nu, ce dracu? N-ai dat subscribe? Ai dă-o la toată lumea. Nu vreau ce-mi faci, ha? Du-te, mă, dracu, cu ăsta. Stai, mă, acolo. Lasă-mă, mă, dă-l, dracu, plecă cu uleiul. Bine, mă, îți dau, lasă-mă, gata. Ce faci? Deci, în primul rând, să-ți spun regulile de acum. Ia. De ce ai râs? De ce râs? De ce ești așa? Cum adică așa? Așa murdar? Cum adică? Practicul normal. Așa. Deci, în primul rând, pe acest carnețel voi nota toate red flag-urile. Dacă depășești 5 red flag-uri, da, se va termina tot. În primul rând, 1. Întârziat. Ai deja un red flag. Nu e adevărat.
Ai întârziat. Eu am ajuns bine în parcare. Îl tai pe ăsta? Ok, hai să zici, avem o excepție. Vorbesc serios. Ai 5. A râs de mine. 2. Nu m-a luat în... Bra... Nu, nu este. Să mergem. Ce face doamna Mihaela? Bine, dumneavoastră? Foarte bine. Mai ales în parc? Da, în parc. De ce? De parc? Eu v-am mai zis, aveți 5 refecuri. Deci, astăzi vreau să ne plimbăm în natură, să ne cunoaștem mai bine. O să vă pun niște întrebări de acomodare, să zic. Care e culoarea preferată dumneavoastră? Chițu, care e culoarea preferată dumneavoastră, doamna Mihaela? Nu e culoare, dar îmi place albul. Este non-culoare. Non-culoare, da. Păi, deci este tot o culoare, numai care non... Da, exact. Am înțeles. De ce a durat atât, doamna Mihaela? Exact. Dar de ce râdeți de mine? Deci a trecut atât de mult timp? Da. Dacă ai avut relații. Corect. Asta, nu deci avem două red flag-uri până acum. Da. Care este mâncarea preferată a dumneavoastră? Cartofi prăjiți. Începem la întrebările alea grele? Ce întrebări pui? Aveți un milion până mâine. Deci doamna Mihaela, am ieșit să ne plimbăm în parc și să ne cunoaștem. Eu sunt Petru. Pare bine. Mihaela, îmi pare bine. Ce ați vrea să facem în parc? Să ne dăm în gărgărițe. În care gărgărițe? Să ne dăm în roată. Deci ne dăm în roată? Hai să ne dăm în roată. E râde, dar nu știe. Dar nu merge roata. Merge oare? Da. Nu știu, da, merge. Pentru mie trebuie să dai drumul la roata asta. Să dai eu drumul? Nu accept. Un refuz. Cât costă? Eu să știi că n-am bani la mine. Eu am card. Merge cu cardul? Adică vrei să-ți plătesc eu. Ai vrut în roată? Eu? Bine, nu mai mergem în roată atunci. Hai, haide să mergem. Nu mai vrem în roată. Ne cerem scuze. Băi, nu ți-am plătit eu. Este? Auzi, ce tip de tocuri porți? Nike. Bun, deci până acum avem 3 red flag-uri. Dau drog mașina? Păi decât cu asta poți să permiți. Cred că adun 20 de red flag-uri în 2 minute. Și ce faceți dumneavoastră, doamna Mihaela? Bine, te așteptam. Mi-era dor de tine. Da, era fiar. Păi mie chiar mi-era dor de tine. Da? Da. Și mie. Se vede. Dar nici ăsta nu merg? Cred că merg dacă plătești. Păi dar n-am bani. Dar de unde te-am luat? De unde vii așa? De cum unde? Adică? Cum adică? Hai să vedem să ne mai plimbăm atunci. Să ne mai plimbăm? Păi să mă plimb cu tine așa? Nu mă aștept la asta, sincer. Dar de ce n-ai vrut să-mi plătești? Să-ți plătesc eu? Da. Eu. În principiu trebuie să fim totul, corect? Păi ok. Așa. Dar plătim jumate-jumate, că așa am zis. Dar nu am de unde să-ți dau. Păi de ce nu ai de unde? Pentru că nu am. Pur și simplu, ai zis că vrei să mă iei să mă crești. Da? Și a zis că vrea să facem bani împreună. Da, împreună și tot împreună să-i cheltuim și împreună să facem totul. Eu plătesc undeva, tu plătești undeva. Hai, tu primul. Vrei să plătesc undeva. Vată de zahăr? Hai la vată de zahăr. Sau la mințată. Vezi că sunt murdar, să știi. Da, Rini, te iubesc și așa. La urmă, viața, mamă, vezi că în ăla vreau. Nu există, în ce? Nu! Ba da! Băi, tu înțelegi că mie mi-e frică de astea. Păi și nu sunt eu lângă tine. Păi plătești tu și să dă el. Dar de ce știi parcul pe de rost? Pentru că în Brâncoveanu am venit de foarte multe ori când stăteam aici. Ai stat în Brâncoveanu? Am stat în Berceni. Trei, dar știi ce tu la red flag, dar mie că mă taie. Dar una, se poate să ne dai și eu o vată de zahăr? Dar una mică. Păi da, dar eu am bățul la casă, nu vă fac vată de zahăr, dar n-am bățul. Păi și dacă luăm noi băț? Ia uite, rupem o creangă. Poți orice băț? Imediat găsim băț. O vată. Să rupem o creangă. Dintr-o copac să mi-e niște vată. Asta vreau fac. Nu? Vărule, ai dat subscribe, ai face bine să dai, pentru că te va ajuta la sfârșitul videoclipului. Ia-ți creangă și dă-i drumul de aici. Pa, pa! Acum să vedem ce reflegai. Da. 1. Da. Nu răspunzi repede la mesaje. Răspunzi în 8 ore ca antibioticul. Dar stai puțin, ce relevanță are asta? Noi vorbim de acest date, corect? Da. Păi și ce treabă are o mesaj? În primul rând nu merge netul bine. Chiar nu mi-a zis. Cum ai întârziat? Nu am întârziat eu. Eu am fost primul aici. Se vede pe cameră cum ai venit tu la mine. Corect, Chițu? Corect. Nu ai bani să-mi iei o vată de zahăr. Asta nu e, dar nu e red flag. Dacă nu am... Nu ai bani. Păi n-am făcut eu rost de băț. De care vrei? Căpșuri. De mere. Dacă fata vrea de căpșuri, dar ce e după ea? E bățul meu până la urmă, după posibilități. Așa a ieșit doamnă cu mine în oraș, uitați-vă la el, cum sunt eu îmbrăcată și cum e el. Mai are și pretenții. Doamna, atâta s-a văzut. Da. Și totul vii cu red flag-urile. Vezi că începe bata. Dar auzi, la bronzul meu l-ai văzut cu Adidas? Și cam Adidas și cu ce are. Ia! Ferește! Ia! Doamne! Mulțumesc! Mulțumim!
mulțumim frumos. Deci dacă veniți în tineretul aici să mâncați vată. În orășelul copiilor, pardon. Să veniți aici să mâncați vată, că e cea mai bună. Deci vedeți că în viață poți să faci ceva și fără bani. Ești fericită și așa. E fericită? Corect. În ce parte merge închisul? Mă duci în Herăstrău? Ce să fac? Mă duci în Herăstrău? Nu. Cum adică? Te rog frumos, îți trec al patrulea prefer. Nu mi-am hai. Hai acolo. Da, ia și tu. De ce ai mâncat așa ceva? E, uite, ca mine. Ca mine, vezi? Ca mine. Ești fericită? Da, mai venim. Dar în vacanță? De asta ce e? Asta e excursie. Da, vedeam la gură. Nu. Dar te rog frumos, mă intimidezi. De ce? De ce mă intimidezi? Păi să arăt bine când sunt cu tine, dacă am ceva la gură. Dacă ești lângă mine, arăt oricum bine. Dau și eu. Uitați-vă, am muncit. Wow, wow. Wow. Da? M-am chinuit, ți-am rupt creangă, ți-am luat vată de zahăr. Și acolo ai aruncat-o la gunoi. De ce? De ce? De ce? Eu am saturat. Ești nemulțumită. Faci figuri pe burta goală. Am spus eu că sunt nemulțumită, am spus că sunt fericită. Bun. Indiferent că ai venit așa. Dar cum am venit așa? Da, de pomană. Cum adică de pomană? Adică am pantaloni scurți, am niște papuci. Vezi că am chiloți. E mai sărac de da. Dar n-am bani cash. N-ai bani cash? N-ai, ai să... N-am bani cash. Deloc n-am. N-am. Bune? Serios, am doar card. Aveam o mașină. Ai POS șeful în... Da? Păi nu știu cu ce pot să te ajut. A, și-a aruncat vata aia. Voi ai vata de dacă? De ce ceva? Mamă, să mor eu. Dă-i ceva, ai venit pe bune. Ce să-i dau? Dacă n-am... Se pare normal ca o fată în 2024 să n-aibă bani la ea la de? Trebuie să am eu bani sau el? Băiatul sau fata? Ai dat 19 leu. Ai mă la 19 leu? E ok dacă te punez? Da, da. Scuze. Șefule, un papuc dacă vrei. Haide că dacă ei ne întoarcem după la mașină. Îți dau un papuc? Bani, mănânc, să mănânc și acasă. Ce că dau un papuc? Dar ce faci miaza mare aici? Vreau să ajung acasă la... Unde stai? În Buzău. În Buzău? Da. Ce vrei? Păi și când trebuie să ajungi acasă? Hai. Azi? De ce râzi? Doamne! Tu mă bune, chiar îmi cer scuze, dar nu, nu vrei, adică... Nu am cash. Du-l casă. Ce faci? Du-l casă, în Buzău. Băiatule, du-l tu. Păi la pe lângă. Nici, mi l-a luat ieri. Nu cred. Da, da. Ești cu ce? A, mai e 15 zile. Da. Chiar stă suflet de pereche. Chiar ți-a luat permisul? Nu! Îmi cer scuze, chiar nu am la mine. Mă luăm cancel, gen, că am filmat. Când ne luăm cancel, că am filmat. Da. Da. Dar mă mai făceai să și râd, dracu. Da, eu doar mă uitam la tine. Nu e vina mea că râzi din orice. Iar mergem încolo. A, știu unde vreau să mergem. Unde? Am văzut la intrare în parc calistenici. Vreau să ce pot să fac. Ia uite-l pe ăsta. Ce faci, mă, aici? Pleacă-mă cu ăsta. Pleacă cu ăsta. Da, nu, da. Bă, lasă-mă, mă, cu ăsta. Treci încoace. Treci încoace. Treci încoace. Mai să schimb bateria? Ia vezi. E bun. Bună. Ce? Am văzut de când ai intrat. Să schimb. Și? Păi nu mai are? Ce? Nu mai. Mai am. Îmi pare rău. Ce? Vrei numărul meu. Nimic. Păi spune că sunt luată. Sunteți împreună? Nu suntem împreună. Oh, okay. Suntem împreună? Scuze, dar nu. Bine, atunci, poate data viitoare. Da. Ai grijă de... Tu vorbești, mă, cu omul! Dar de ce să vorbesc? Auzi și niciuna. Ți-l dau eu! Nu! Bă! 07. Adică tu chiar vrei să mă dai? Nu, da. Nu, dar ce? Dar refuzăm așa. Păi logic, auzi. Aștept 07. Nu ți-l dă, poți să te duci. Scuze, frate, am încercat, dar nu... Ok. Salut, salut. Deci de-astea faci, nu? Adică tu așa mă dai, cum vine unul, haide domne, să-ți dau dacă numărul. Dacă tu peu! E rău, ce cu cameră? Dar nu e cu voi? Ba da! Zi-mă, pe bune, că eu după am crezut că e cu voi. Nu, ți-e vreo cu mine. Nu trebuie să fie cu noi. Și-a venit așa să-mi ceară numărul de telefon, ești de bun. Și tu i l-ai dat. N-a content. De unde îți dau numărul meu? Zici că l-am memorat. Încă un motiv, că sunt ce trebuie, hai. Mamă, cum arată ăla, gogule. Stai un pic, că trebuie să văd ochii mei. Cred că te pierde ea, dacă mergem acolo. Numai că pot, pe bune, chiar pot. Hai, gata, mă, hai că pot. Haide. Mamă, cum se umflă. Vezi? Sure, da. Dar mai pe față așa tu bați pentru triceps sau pentru piept acolo? Pentru cariceps. Pentru coate. Dar cum am ajuns să-ți fiu bătaia de joc a vlogului? Nu mă, pe bune, fie. Ia. Dar vrei să fac de la? Deci, fie. De stau în mâini și cu picioarele în față. Ești pregătit? Mai ce? Da. M-am parcă rupt.
Că am eu grijă de ele. Ia, îți arăt ce vrei? Chiar te rog. Bine, frate, te pui aici. Fii atent, te pui așa. Ce, niciodată. Poți să faci așa? Nu, te spart. Ce? Mai zici ceva? Dar cred că e o problemă la corp, că ești de nivelare aici. Al doamnei. Auzi, ia vino să-ți fac eu un portret. Ia. De-ar fi să-ți fac un portret. Haide, eu sunt aia, cum o cheamă, Mona Lisa? Da, pe Wish. Bă, tu ai zis-mă asta? Ula, mă trebuie să fac mâini. 3, 2, 1... Ce, mă? Doamne ferește! Chiar e? Nu-ți place? E excepțional, mulțumesc, o să-l pun în tablou acasă. Deci mâncava și gura voastră trecut fix prin fața mea. Acum să vedem ce iese. Cum îi zice, mă, la asta plină de ea? Narcisism? Așa. E narcisă. Garoafă. Păi dacă ești mărturi pe mine. Să ne gândim unde mergem. Nu, vreau să pun întrebarea. Nu știu cum mergem acolo. Ce întrebare? Că ți-am pus. Nu, o întrebare. Întrebare. Stai, eu am pus toate întrebările. Stai două secunde. Salut. Hai să-mi dai cumva un foc? Mame, aveam eu. Stai. Aveai tu? Da. Scuze. Ăsta e băiatul ăla de pe TikTok? Nu, nu cred. Ești băiatul ăla de pe TikTok? Ia, frate. Te pumezi. Băi, ghiță. Ești băiatul ăla de pe TikTok? Poftim? Da. Băiatul ăla de pe TikTok? Da, salut. Hai, la pare bine. Salut, putem să facem și eu o poză, ceva? Hai să facem, da. Stai așa. Nepoata mea se uită la tine, îi place să spune. Da. Poți să-i faci tu un video, cheamă Rebecca, se uită foarte mult la tine, gen, frate, chiar. Filmăm și noi după aia, la e ok? Cât durează, frate, să faci tu un video cu aia, gen, uite. Terminăm de filmat și fac după aia ce vrei tu. Bă, frate, durează 2 minute, gen, vom să faci un video. Da, stai puțin, că filmăm și că filmezi cu unde ești. M-ar veni acum, mă înjosești, că ești cu femeia, gen. Dacă faci figuri cum ar veni. Filmezi și facem după aia. Hai cum ar veni de la de TikToker în tine. Hai să vedem. Te-a rugat și eu ceva, uite așa. Te-a rugat și eu ceva să faci tu pentru fața mea că te urmărește. Dacă tot îți asumi că îți faci de videoclipuri și le uși pe internet. Da? Așa dacă ți asumi. 10 minute. Bă, frate, dacă ți asumi că se uită copiii la tine. Băi, ascultă-mă puțin, îmi toarce spatele când vorbesc cu tine. Băi, până auzi. Băi, ia mâna de pe mine. Stai un pic, îmi tot spatele, ți-a zis că faci tu un gest pentru nepoata mea că stă la tine. Da, mă, îți fac după aia ce gest vrei tu, pui mâna pe mine, ce vrei tu, mă, vrei. Băi, s-a rugat cu mine. Bă, frate, bă, te-a rugat, te-a rugat să fac un videoclip. Stai, mă, frate. Ce pic sunt astea? Bă, frate, stai așa un pic. Ești cu femeia, este cu femeile și faceți figuri de astea pe aici. Care femeie cu aia? Băi, stai, mă. Bă, ești nebun la cap. Oprește-mă camera aia, oprește camera aia. Bă, oprește camera aia. Să bap. Bă, frate, oprește camera aia. Bă, stai, mă. Bă, ești bulag. Bă, bune, dă timp p***a mea. Hai să facem video. Te fă un video în p*** mea și nu mai faci figuri de astea. Îmi dai telefonul așa. Ce p*** mea vrei? Stai, mă. Adică? Nu te cred. Hai, mă, c***, încetați. Doamne, c***. După ce că ți asumi să-ți urci și videoclipul pe YouTube sau unde urci tu pe TikTok, unde... Tu oprește-mă camera asta, mă. Băi, vezi că aia costă, mă, mai dă timp, f***a mea de gherțuri. Bă, să-mi suprimi cu chestiile astea, ce f***a mea faci? Oprește-te. Vezi ce spuneam mai devreme? Nu poate să mă apere. Vedem să tubos cu figurile astea. Bă, tu oprește camera asta, pula mea, că se nu știu să spargă. Dar ce vreau să tubos cu figurile voastre? Hai să mergem. Oricum era aici jos. Bă, frate, gata, mă, oprește-te, ce ești pula mea, gata. Oprește-te, vezi că aia costă bani. Oprește-te un pic, dar să nu dăm un altul, oprește puțin, te rog frumos. Termină timpul, nu mai pune mâna pe mine, arată ce-ai filmat pe asta. Nu mai faci asta, dar mă, pe bă, tu oprește-mă camera aia. Băi, da, frate, am oprit-o, hai. Deci te rog frumos. Deci okay. Cheamă un pasnic, ceva. Am gata, oprește-te. Băi, lasă-mi în pace, ești nebun la cap, bă, bune. Mâna după mine, te rog frumos. Ești cu el? Ești prietena lui? Hai, mă, dă să-ți fac video ăla. De obicei? Dă să-ți fac video la cine vrei. Băi, am mâna după mine, te rog frumos. Hai, mă, niște-te să-ți fac clipul. Ia, hai, fac clip. Cum o cheamă? Rebecca. Să-i râzi acum. Că vrei să-i fac, ești nebun la cap. Vrei să zic lui Rebecca că ai sărit la bătaie, dracu? Bună, Rebecca, stai aici acum. Cum te cheamă? Mă ești la mișto?
Păi băi, dar ce p***a vrei, mă? Hai mă, să mergem pe bune, ce dracu? Ia dă-mi și ce fac pe camera asta. Hai mă, gata. Hai mă, gata, oprește-te, ești nebun la cap, dă-i drumul de aici. Să faci cine. Bă. Nu te iau la bătaie, făcule, dă-te, mă, ce p***a mea vrei? Bă, dă-te, mă, ce p***a mea vrei? Mai vin un parc. Nu mai vin în parc. Ești nebun. Mi-e spart și marca. Treburile a dispărut. Ia zi viața mea. Cum mă aperi? Vezi ce spuneam mai devreme, dacă nebunul ăla venea după mine. Băi, cu aia. Nu mai venim în parc. Dacă nu vrei să-ți iei tu bătaie cum i-am luat eu, intră acum pe Mobile Fox, alegeți cea mai haladită husă. Apropo, avem trei modele noi: oglindă, puffer și piele din puță de papagal. Adaugă în coș și bagă codul BISOI pentru cea mai mare reducere pe care o poate percepe ochiul uman. Deci, ce întrebări mai ai pentru mine? Ce întrebări mai am? Eu nu mai vin în parc cu tine, să știi. Dar nu e prima oară cu aia că se întâmplă așa ceva. Ai pățit și la Apollo gen ceva de genul. Băga mea și p***am filmările lor. Băi cu aia, deci și ăla în mall. În mall când mâncam, vezi, mi-au luat telefonul, fata. Vezi tu video lui Stormy, așa era, unde ăla? Eu cu mâncarea în gură. Nu cred. Da, vezi mi-e video lui Stormy. Eu m-am speriat, ești nebun. Păi ce? Că e a doua oară. Și mi-a spar marker, Google. Hai schimbăm parcul. Deci am spus că trebuia să mergem în Herăstrău. Păi dar n-am bani de Herăstrău. Nu-mi trebuie. Eu nu vreau să rămân fără tine. Era să rămâi. Și mi-a și murdărit tricoul. Asta era problema. Și pe mână, și pe... Hai să mergem la mașină, Google, că e... Noi aici avem mașină. Deci, cum ți s-a părut experiența? Da. Excelentă. Cam petrecut timp cu tine, 10 din 10. Dar ce s-a întâmplat în parc? Ce-am pe gât? Ce-am pe gât? Salut, băiți, aveți și șervețele umede? Băi, nu te cred! Băi, nu te cred! Cum să faci așa ceva? Ei bine, nu m-a omorât. Însă a apucat să-mi pleznească două sticle peste cap. Dar în partea a doua nimeni nu se va mai putea atinge de mine, deoarece voi avea un bodyguard. Și nu orice bodyguard, îl voi avea pe Nick, care era să paralizeze gurița acum 4 ani. Însă partea a doua va apărea instant la suma de 130.000 de abonați. Dă-i subscribe acum, crede-mă, merită.